Imaginile momentului, doamnelor și domnilor, vin din Grecia. Sunt inundații catastrofale în zone turistice unde se află români. Este vorba despre localitatea Volos și insula Schiatos. Andrei Negusiu cu toate detaliile. Te ascultăm, Andrei. Anca, într-adevăr, este o situație gravă în Volos. Acolo s-a și înregistrat de altfel un deces. O persoană a fost luată de apă și, din păcate, a decedat. Sunt imagini care arată pe rețelele sociale vehicule luate de apă și aruncate de torenți. Vedem, de asemenea, cât de repede s-a schimbat situația în mai puțin de o oră din cauza cantității masive de apă adusă de ploi și ca atare de vidurile provocate de aceste ploi. Pe insula Schiatos, într-adevăr, lista a cerut locuitorilor și turiștilor să-și limiteze deplasările, circulația rutieră a fost interzisă. La fel se întâmplă și în Volos, unde li s-a cerut să stea acasă, să rămână unde consideră că sunt la adăpost. De altfel, viturile au inundat chiar și subsolul spitalului de acolo, deci iată că până și clădirile publice sunt în pericol din cauza volumului mare de apă într-o perioadă relativ scurtă de timp. De altfel, insulele Sporade și regiunea unde se află Volos au fost plasate sub incidența unui cod roșu de vreme severă potrivit protecției civile din Grecia și meteorologii avertizează că cel puțin încă două zile vor fi precipitații însemnate ca atare și riscul unor inundații de proporții.